Sunt niște oameni foarte nesimțiți, care sunt niște lucruri care nu se zice. Dacă nu le convinți, păi să vorbești cu domnul Iancu să nu dea tot negrii afară. Eu cred că mai bine pentru ei. Ce dracu, vine tot la stadion să înjură de măta, de maimuțoi. Poate că ei sunt mai deștepți decât noi. Văd niște bătrâni sau niște babă sau niște pizde care vine la stadion să stea în tribună și să înjură pe jucători. Poate ei sunt deștepți, poate ei știe ce înseamnă fotbal. Centrarea lui Cătălin Munteanu pentru Dănciulescu, foarte de gol! Dinamoviști aici în Ghencea. A dat și Dani Coman cu piciorul și a mai dat o dată. Uite și pe Rui Duarte care lovește cu pumnul. Cele două goluri ale sale de la Galați au adus prima victorie a Chiajnei în această ediție de campionat. Să-l vedem pe Bucurică în careu. Bucurică poate șuta, o face pe jos și Wellington ratează incredibil! Dintr-un metru cu poarta goală în față, Wellington reușește să salte mingea peste bara transversală. Incredibil, dragi prieteni, nu am mai văzut așa ceva. Foarte bun atacul Concordiei Chiajna. Bucurică îl vede. A fost offside la Dică. Dică, du-te, Dică, Dică în fața lui 4-1. Ia! Și este gol! Timile Ropacin lipsi de un duel fantastic cu Chelsea. Hai la Tomlevic, la to! Coman, îl are în față plece care Carelli Florinel Coman, ajutat de Cristi Ganea, trage Coman! Florinel Coman! Întoarce rezultatul de Ștefan cel Mare.